Percheziții de ieri de la Gârla Mare, județul Mehedinți, s-au lăsat cu rețineri. Două persoane și-au petrecut noaptea în arest, urmând să fie prezentate magistraților cu propunere de arestare preventivă. Ancheta a început după ce un bărbat în vârstă de 50 de ani din Gârla Mare a reclamat că hoții i-au furat bunuri în valoare de 30.000 de lei. Ieri au avut loc 11 percheziții domiciliare la indivizi din localitate. Hoții furau de la haine, la bormașini sau obiecte de uz casnic.